Salut și bine v-am regăsit, îmi pare bine să vă revăd. Astăzi, dacă toți suntem așa, cred că am făcut alergie la ambrozie, nu știu ce se întâmplă exact. Oricum, mă rog, astăzi, dacă toți suntem închiși în casă, pentru că în ultima perioadă m-am izolat mai mult în casă, am să fac și un ceva util și să fac un tutorial în Lightroom în care vă arăt exact cum editez eu pozele pentru pagina mea de Instagram, Daniel Tristea. Așa că hai să ne mutăm la calculator, unde o să vă arăt exact cum editez eu pozele în Lightroom. Bun, și hai să ne apucăm de treabă. Aici sunt cele 6 poze, mă rog, o să editez 5 și o să văd dacă o editez și pe asta sau nu. Aici sunt cele 5 poze pe care o să le editez astăzi și o să încep cu una dintre preferatele mele, poza cu bâlea lacul de sus. Din păcate, poza asta este JPEG, nu este o poză RAW. Cu toate astea, informațiile sunt suficiente, adică n-ar trebui să avem nicio problemă. În primul și în primul rând, trebuie să mă gândesc unde vreau să împărtășesc, unde vreau să pun poza asta și plec de la a redimensiona poza pentru Instagram în mare parte, pentru că asta o să-l folosesc și o să iau cam zona asta. O să fac două edituri de fapt la poza asta, mă rog, o să fac două dimensiuni. O să o las pentru Facebook, o să o las mai mare, cam așa, și o să mai fac una la format 4x5 care o să fie pentru Instagram. Încep să mă joc cu imaginea să văd dacă este expusă cum trebuie. Trag un pic de highlights, care highlights înseamnă zonele cele mai deschise din imagine și shadows înseamnă umbrele, logic. Așa, și încerc să mă joc un pic cu ea și să văd unde aș putea să o aduc, dacă pur și simplu e o chestie de experimentare foarte mult, nu mă complic prea tare. Ce vreau să modific cu siguranță e culoarea verdelui, pentru că vreau să o fac să arate un pic mai portocaliu, vreau să fac verdele să arate un pic mai portocaliu și asta o să și fac. Dar înainte de asta mă joc în panoul basic de aici, în care fac modificările și după cum vedeți, uite, dacă vă uitați acum, spre exemplu, cu mici ajustări, deja i-am dat un pic de contrast și arată un pic mai tridimensional, îți iese un pic mai mult în evidență. Și cum ziceam, după care primul și cel mai important lucru și locul unde stau cel mai mult de obicei e în panoul de culori, în HSL. Și aici editez în mare parte fiecare culoare și schimb culoarea la ceea ce mi-ar plăcea mie să văd. Și o să mai fac și o chestie înainte să mă apuc să editez culorile. O să încerc să mai scot un pic din oamenii ăștia apăsând tasta Q și o să mai scot un pic din ei de pe aici. După cum vedeți, tool-ul ăsta funcționează destul de bine. Încerc să scot cât de mulți, nu vreau să-i scot chiar pe toți. Da, mă rog, eu zic că e suficient momentan. E un pic mai curată după cum se vede. Uite, o să încerc să scot și pe ăștia de aici totuși. Bun, gata, că dacă o să stau atâta la fiecare poză o să-mi iau o veșnicie până o să le editez pe toate. Bun. Și, deci cum ziceam, în primul rând vreau verdele să-l dau mai spre galben și galbenul o să-l dau mai spre portocaliu, pentru că vreau să-i dau un aspect oarecum mai arid. Asta e ideea. După care, albastru ăsta aș vrea să-l dau un pic mai spre verde sau chiar spre aqua. Fiecare culoare are trei proprietăți. Hue, care este tenta de culoare pe care vei să-i dai, poți să duci culoarea mai spre albastru sau spre verde sau ce culoare vei tu. Saturația, care înseamnă intensitatea culorii, și intensitatea luminii, dacă vrei să fie mai deschisă sau mai închisă culoarea respectivă, da? Uite, dacă mă duc, spre exemplu, îi dau mai mult luminance, se face toată imaginea un pic mai deschisă, dacă culoarea respectivă, că eu editez acum practic doar culoarea respectivă. Și atunci, cred că pe aici, pe undeva, sunt mulțumit. Vreau să mai fac albastru ăsta un pic mai închis, o să-l dau un pic mai închis. Și să încercăm, ia să vedem, îmi place culoarea asta aici, deci o să rămânem cam pe aici și o să-i dau un pic mai, da, e ok, sunt mulțumit cu asta. Ce nu mai îmi place, nu-mi place neapărat roșul ăsta de aici, pe care vreau să-l modific și o să mă duc, ia să vedem dacă pot să-l dau mai spre portocaliu. Și ca să nu iasă foarte mult în evidență, o să-i mai reduc un pic din saturație, ok. Mai am un pic de portocaliu aici care mi se pare că iese prea mult în evidență. Da, îmi place asta pentru că iese mai mult în evidență drumul și cărările de aici și atunci o să mai fac aici un braș pentru că nu-mi place că portocaliu ăsta iese prea mult în evidență și atunci o să-i dau pe saturation și pur și simplu o să desaturez un pic zona asta aici. Poate nu atât de mult, poate în 25 e suficient. Bun, și cam asta ar fi treaba. După care mergem mai departe la panoul de split toning, unde pur și simplu o să bag puțină culoare în highlights și puțină culoare în shadows.
Și de obicei bag în shadows un pic de portocaliu și în highlights un pic de albastru. Asta e combinația care îmi place mie. Efectul e foarte subtil, nu este absolut vizibil, este foarte subtil, dar asta e și ideea. Modificările pe care le fac în general pozele sunt destul de subtile, dar odată adăugate la fiecare panou în parte, se transformă cu totul poza. Sharpening de obicei adaug la varianta RAW a pozelor, în cazul ăsta e JPEG care are deja sharpening și atunci nu o să bag sharpening pentru că nu are niciun rost. Ceea ce o să mai fac în schimb, cred că o să adaug un pic de vignetă, ia să vedem cum funcționează, da. O să adaug un pic de vignetă, un 20 și un pic de grain, un 15. Și cam asta e poza finală, sunt mulțumit de cum arată față de cum arăta inițial, după cum vedeți. I-am dat un vibe așa mai arid cum ar veni și asta e poza finală pe care am făcut-o eu. Așa, mai departe, trecem la următoarea poză. Aici am o poză cu mine, în timp ce făceam fotografii unui prieten. Ce nu-mi place la poza asta e că nu este chiar foarte sharp, adică e un pic mișcată, dar asta e, îmi place cum arată poza. E o poză făcută cu un iPhone, după cum se vede mai dă câteodată rateu funcția asta de blur de fundal, dar asta e, nu e nicio problemă. Mie chiar îmi place exact cum e în momentul de față, pur și simplu o să mă joc un pic cu preseturile pe care le fac eu acum, mai lucrez un pic la ele pentru că nu sunt 100% sigur că sunt ce trebuie și înainte să le lansez vreau să fie calitate maximă și atunci da, vreau să văd un pic, uite, aș putea să plec de aici. Modificările astea pe care preseturile mele le au sunt făcute în mare parte în panoul de culori pe care vi l-am arătat mai devreme, sunt niște valori pe care eu le-am setat și care mie îmi plac. Uite, spre exemplu, o să plec de la presetul ăsta care se cheamă Juicy, Notorious B.I.G. Juicy. Așa. Ce, e clar că poza asta e un pic supraexpusă și atunci o să dau un pic înapoi pentru că, na. Așa. Și să începem un pic să ne jucăm cu valorile pe aici, să vedem, trebuie să ajungem la o... Poza asta, după cum vedeți, este foarte, foarte stilizată, adică nu știu dacă m-aș duce așa de mult de obicei. Și sharpening o să-l dau un pic mai încet, pentru că oricum e, de fapt o să-l opresc de tot, pentru că oricum este o poză destul de sharp. Și o să mai fac niște modificări. Highlights-ul, în mare parte, îl dau un pic mai jos. Și cam asta ar fi. După cum vedeți, mare parte, na, e o poză care mie îmi place personal. Ce nu-mi place neapărat e, cred că o să mai întunec un pic și o să mă duc pe brush și o să dau pe darken, să mai întunec un pic fața, pentru că mi se pare că e totuși prea expus acum. Și cam asta ar fi, nu știu dacă totuși 0.25, poate un 0.15 e suficient. Și cam asta ar fi poza. După cum vedeți, nu știu, mie îmi place editul ăsta, mi se pare că e exact ce trebuie. Îi dăm export și la asta, îi facem un crop de 4x5 pentru Instagram. Următoarea poză este o poză RAW, deci aici o să avem foarte mult detaliu pe care putem să le edităm. Aș putea tot așa să încep cu un preset, să văd dacă, uite, spre exemplu, ăsta deja arată destul de bine. De asta zic că preseturile mele sunt încă în lucru, mai am un pic de ajustări de făcut la ele și de asta o să vă arăt momentan cum poți să faci editarea direct din panou direct din Lightroom fără să mai folosești preseturi, dar o să am și niște preseturi care o să vă ajute foarte mult la editare atunci când vreți să obțineți un anumit look. În primul rând, în poza asta o să-i fac crop-ul 4x5 pentru Instagram, ăsta e crop-ul pe care trebuie să-l folosiți. O îndrept un pic că e un pic strâmbă și cam aici. Aș fi vrut să vadă un pic mai mult din umbra asta, dar asta e, n-avem ce să facem. Bun. În primul rând, după aia mă duc și adaug corecțiile lentilei, pentru că Lightroom-ul nu-l aplică automat și trebuie să te duci tu să-l aplici aici în Lens Correction. Și încep să mă joc cu poza. White balance-ul mi se pare că e un pic spre galben sau spre verde și atunci o să dau white balance, o să selectez dropper-ul de aici și mă duc pur și simplu pe buză sau în locul care cred eu că ar trebui să fie albul perfect. Dau click pe el și mi-aplic automat. După care încep să mă joc cu poza. Vreau să mai trag un pic de highlights pentru că mi se pare că sunt supraexpuse, e destul de întunecată, e destul de luminată zona asta de sus și vreau să mai trag un pic de ea. Să mai deschid un pic din shadows, nu foarte mult.
Zonele albe o să le mai deschid un pic, dar la fel nu foarte mult pentru că nu vreau să se ardă nimic. După cum vedeți, în momentul în care țineți alt pe tastatură și dați în stânga sau în dreapta, puteți să vedeți dacă zona pe care voi o modificați se supraexpune. După cum vedeți, zonele alea albe deja sunt supraexpuse în momentul în care am făcut modificarea asta, adică se pierde din informație. Ceea ce nu vrem să facem asta. Și atunci ne ducem până facem un pic de picking, cam pe aici undeva ar trebui să fie suficient. Albul ăsta are încă informație în el și blacks la fel. În momentul în care noi tragem de blacks, uite, zona asta, spre exemplu, s-a subexpus și negru l-a devenit negru absolut, nu mai are informație în el. Dar e ok, cam asta ar fi modificarea pe care vreau să o fac în prima fază. Și după cum vedeți, doar cu modificările astea se schimbă un pic imaginea. Ce mai fac de obicei, după cum ziceam, aplic un S-curve aici și atunci facem așa, mai dau un pic din highlights. Aici tot așa o idee, dacă țineți alt apăsat, se ridică foarte, foarte încet și se coboară la fel de încet. Nu se coboară foarte rapid. Undeva pe aici, uite, spre exemplu, cred că sunt mulțumit. Ok. Da. E tot așa, e ceva foarte, foarte subtil. Verdele vreau să-l dau tot spre galben, vreau să fie mai gălbui. O să mai deschid un pic, de fapt o să mai închid un pic, pentru că vreau să iasă ea în evidență și o să dau un pic din saturație. Și după care o să mă duc la galben și o să-l dau și mai mult spre portocaliu, un pic așa, o să mai deschid un pic pentru că vreau să fie un pic mai deschis și să mai iau un pic din saturație, ok, bun. Ce o să fac aici albastru, pentru că vreau să fac cerul să se vadă un pic mai bine și în momentul de față nu prea se vede, și atunci o să facem în felul următor, o să-l mai închid un pic la culoare, o să-i schimb culoarea, o să o dau mai spre verde puțin, pentru că vreau să-l fac un pic mai turcoaz să meargă bine cu blugii și o să-i mai dau un pic o idee din saturație mai jos. Deja parcă arată mai bine, nu știu. Ce mai fac de obicei pe cer, mai adaug un gradient de sus în jos ca să întunec cerul. Foarte puțin, nu trebuie să fie chiar 0.30, un 0.20 cred că e suficient. Highlights-ul la fel. Îl dau mai jos sau mai sus, cum vreau. Asta o să pare deja că soarele chiar era aici. Bine, chiar era aici soarele, dacă mi-aduc bine aminte. Și cam asta ar fi ce fac în mare parte. După care, ceea ce e foarte important, trebuie să-i scot pe indivizii ăștia de aici, pentru că n-au ce să caute. Ia să vedem dacă face treabă bună. Suficient de bună, aș putea spune. Acu, că trebuie să scoatem tot. Hop. Not bad, dar nu e ce trebuie. Să mergem în Photoshop și o să vă arăt exact cum se face treaba asta, pentru că e un pic mai complicat aici, din cauza că sunt liniile astea perfect drepte. Nu o să scoată absolut perfect, după cum vedeți, nu iese ce trebuie. Și o să mergem în Photoshop, o să dau click dreapta pe poză, edit in Adobe Photoshop. Bun, aici fac un duplicat, pur și simplu apăs Command sau Control J și mă duc aici unde am, fac o selecție și hai să încercăm cu Patch Tool să vedem dacă funcționează. Not bad, dar nu. Ia să încercăm așa. Nu. Oricum, nu e rău, e mult mai bine față de ce mi-a făcut Lightroom-ul, dar o să facem altceva aici, o să facem așa. O să facem partea asta, pac, o luăm așa, pur și simplu o ducem aici, aliniem cât se poate de bine, după cum vedeți, e satisfăcător pentru mine ăsta. Și aici o să facem, ia să încercăm partea asta, poate e mai bine. A, dar o să fac altceva aici, mă duc pe Filter, Liquify și pur și simplu o să dau un pic în jos marginea respectivă, care nu e așa deranjantă, adică cel mai probabil mulți nici nu o să observe. Și luăm brașul, pur și simplu, și dăm un pic în jos de marginea asta ca să o aliniem cât putem de bine. Ia să vedem. Oricum arată mai bine, e un început bun. Aici parcă ar mai trebui un pic. Nu e absolut perfect, dar e suficient, adică din punctul meu de vedere. A, și am mai văzut aici un picior,
care n-are ce să caute. Da, ăsta aș putea să zic că e suficient acum, nu mă deranjează. Restul e ok. Nu o să se vadă asta, nu o să observe nimeni asta, e ok. Mai ales că poza merge pe Instagram, e super. Salvăm poza acum pur și simplu și ne ducem înapoi în Lightroom și vedem că poza noastră este absolut perfectă. Am scos pe toată lumea din ea, nu ne mai deranjează nimeni. Ce vreau să mai fac un schimb e să mai scot un pic pe ea în evidență și atunci o să mă duc pe brush aici și o să selectez la efect Dodge Lightning. Nu știu dacă o să rămân pe 0.25, dar o să începem cu asta. Și o să mă duc pur și simplu pe față și o să-i dau un pic pe față cu pensula ca să mai iasă un pic mai mult în evidență. Și pe mâini, unde e piele practic. Pac, pac, pac. Bun, hai să ducem și un pic pe blugi totuși. Și o să mă duc și un pic pe shadows. 25, e ok, e suficient. Asta e. Și o să dau un pic din saturation înapoi, pentru că văd că mi-a băgat și un pic mai mult saturation decât aș vrea eu. E diferență destul de mare, nu? Cam asta e poza finală, o să-i dau export acum și trecem la următoarea poză. Aici avem încă o poză cu un peisaj de pe Transfăgărășan, de fapt o să editez pe asta pentru că îmi place mai mult, aici am stat și am așteptat, dar în momentul în care au ajuns motocicliștii deja s-a făcut umbră și asta i-a trebuit să mă descurc, am făcut așa. Ideea e că erau foarte, foarte mulți motocicliști, nu știu dacă se observă aici, erau în jur de 20 de motocicliști, cred că 30 chiar. Și mi-a plăcut foarte mult cum se vedea și chiar să vedem marfa, adică poza asta needitată chiar arată foarte bine. Și o să ne apucăm să o edităm acum. La fel, după cum spuneam, o să facem în primul rând crop-ul. Da, îmi place, e suficient aici. Aș putea chiar să iau proprietățile de pe poza asta și să le pun pe poza asta și să văd dacă funcționează. Pur și simplu apeși pe sync aici și selectezi opțiunile care le vrei să se sincronizeze și dai synchronize și poza o să se... Da, nu e rău, nu mă deranjează, numai că nu-mi place o chestie, este foarte întunecată zona asta, jumătatea asta de poză și trebuie să facem ceva în privința asta pentru că nu e ok. O să umblu la white balance totuși că nu așa, nu-mi place neapărat cum e și o să dau un gradient care pur și simplu o să deschidă poza mai mult în partea de sus și lateral pentru că mi se pare că e... Nu e ce trebuie și shadows. Ia să încercăm. Vreau să întunec muntele ăsta totuși, să-l mai întunec un pic pentru că mi se pare că e prea multă informație și prea deschis totuși. Și pe lângă asta o să mai adauge încă un strat, ceea ce îmi place. Ăsta nu, ăsta lăsăm deschis cât se poate. Așa. Și o să mă mai joc un pic cu brașurile acum. O să iau brașul ăsta de Lightning. Și o să mai deschid un pic drumul, pentru că îmi place cum se vede, dar aș vrea să se vadă și mai mult din el. Vedeți? Pac, 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 pac. Bun, după cum vedeți, chestiile astea mici de fapt adaugă la poză foarte mult. Și de asta o să mă mai și duc aici un pic pe culoarea asta, să desaturez un pic, pentru că nu vreau să se vadă prea multe detalii de aici și poate chiar să dau un pic mai închis muntele ăsta. I-am dat o tentă foarte gălbuie la poza asta, dar asta a și fost ideea față de cum era inițial. Da, oricum îmi place cum a ieșit poza asta față de cum era, deci așa a fost, după cum vedeți, și cam așa a ieșit. Asta e poza în momentul de față, o să mai fac o singură chestie, o să mai blenduiesc un pic highlights, zona de highlights și o să mai fac o chestie, o să mai adaug un pic de vignetă, mă duc pur și simplu aici la efecte, e băgată deja, da, bun, 20 e suficient atunci, da, o să scot vigneta și o să bag eu, o să fac eu din brush, o să mai întunec un pic marginile astea, pentru că scopul meu e să scot în evidență motocicliștii. Da, cam asta e poza finală. Eu pot să zic că îmi place cum a ieșit, chiar sunt mulțumit de ea. Cam asta e în mare parte în momentul de față. Am vrut să vă arăt rapid cam cum editez eu pozele pe care le fac. Sper că v-a plăcut tutorialul ăsta. Dacă v-a plăcut, puteți să-mi lăsați în comentarii dacă mai vreți să vedeți tutoriale de genul ăsta și cum editez pozele pentru Instagram
Și cum se editează în general, pentru că majoritatea oamenilor o fac în același stil, pur și simplu au stiluri diferite, pentru că fotografia e o artă subiectivă. Și atunci, nu știu, dacă mai vreți să vedeți tutoriale de genul, puteți să-mi lăsați în comentarii. Până una alta, vă doresc să aveți o zi frumoasă și ne vedem data viitoare. Ciao!